The following program is in Romanian. 3ZZZ Multicultural Radio. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ben Todic, gazda dumneavoastră de astăzi. Bine v-am găsit în fața aparatelor de radio. Astăzi voi prezenta un interviu de la Radio România Internațional, dar, ca de obicei, începând cu un moment poetic, pentru că au fost post alegerile și putem spune că această zi a fost o victorie a decenței și a bunului simț, pe care Maria Grapini, fostă europarlamentară PSD, nu o recunoaște, acuzând românii care au ieșit la vot împotriva PSD-ului. Cu această ocazie, colegul nostru, domnul profesor John Gionea, a scris câteva pamflete. Zic câteva pentru că al doilea este un moment mai rar la penitenciar, dăruit liderului PSD Liviu Dragnea. Maria Grapini, nu-i recunoști pe cei pe care i-ai săpat? Marie, ai fost fată bună la grăpat. În cazul tău, e greu să recunoști și crezi că suntem toți ca tine, proști? După ani de zile în Europa, pe la Parlamentul UE Țopa-Țopa, cu al de norică la oaltă, comedia s-a sfârșit. Hai, las-o baltă! Potrivit rapoartelor din media românească, liderul PSD Liviu Dragnea va fi în perioada de garantină la penitenciarul Rahovaș, coleg de celulă cu Radu Mazăre, extradat din Madagascar, fost primar al Constanței din partea PSD. Ce veste! Dragnea și cu Mazăre în aceeași celulă se vor uita de plictiseală fiecare la pendulă. Ca foști camarazi din același partid vor face împreună curat cu analcid. Vor împărți, credem, sigur, tot ce-or primi mai bun, merinde, dulciuri, fructe și săpun. Începem, ca de obicei, cu știrile urmate de sport. Vă dorim o audiție plăcută! Eveniment top! Sunt bucuros să mă găsesc în frumoasa dumneavoastră țară într-un moment în care România asigură președinția Consiliului Uniunii Europene. A declarat vineri Papa Francisc după ce a ajuns la București la invitația președintelui Klaus Iohannis și a ierarhiei catolice de aici. Suveranul pontif a salutat progresele făcute de România în cele trei decenii postcomuniste, dar a remarcat că printre costurile tranziției au fost și emigrarea a milioane de oameni și depopularea satelor. El a adus un omagiu sacrificiilor pe care le fac fiii și fiicele României care îmbogățesc material și spiritual țările în care au migrat. La rândul său, președintele Iohannis a afirmat că e o mare bucurie să-i ureze bun venit suveranului pontif în numele tuturor românilor. El a mulțumit Bisericii Catolice pentru ospitalitatea pe care o oferă diasporei românești din Occident. Șeful statului a evocat și prezența la București a fostului papă Ioan Paul al II-lea în 1999, când România a devenit prima țară majoritar ortodoxă vizitată vreodată în istorie de un suveran pontif. Pe agenda papei la București au mai fost incluse discuții cu premierul Viorica Dăncilă, cu patriarhul Daniel și ceilalți membri ai Sinodului Bisericii Ortodoxe. Sub motoul Să mergem împreună, călătoria apostolică a papei în România cuprinde sanctuarul franciscan de la Șumuleu Ciuc,
zonă cu populație majoritar maghiară, Iașiul, unde trăiește o importantă comunitate romano-catolică, și Blajul, capitală spirituală a greco-catolicilor români, unde va beatifica duminică 7 episcopi care au murit pentru credință în timpul dictaturii comuniste. Votul de duminică al românilor trimite în Parlamentul European 6 formațiuni politice. PNL a obținut cele mai multe voturi, circa 27%, urmat de două forțe politice aflate practic la egalitate, PSD și Alianța USR Plus, fiecare cu câte 22%. Își mai trimit oamenii în legislativul comunitar pro-România, votată de 6,6% dintre alegători, UDMR și PMP, ambele cu peste 5%. PNL va avea 10 mandate de eurodeputați, PSD și Alianța câte 8, celelalte partide câte 2. Printre noi europarlamentari români figurează nume grele ale politicii de la București și Bruxelles, precum fostul președinte Traian Băsescu, PMP, foștii premier Dacian Cioloș, Plus, și Victor Ponta sau fostul comisar european Corina Crețu, ambii pro-România. S-au situat sub pragul electoral de 5% celelalte 7 formațiuni care au participat la euroscrutin, inclusiv ALDE, partener junior la guvernare al socialdemocraților. În diaspora, românii au stat ore în șir la cozi interminabile pentru a putea vota. Ei au atribuit proasta organizare Ministerului de Externe, care a fost virulent criticat și la București de presă, de opoziție și de președintele Klaus Iohannis. Prezența la euroscrutin de 49% a fost cea mai mare de la admiterea României în Uniunea Europeană acum 12 ani. Odată cu euroalegerile, românii au fost chemați la referendumul pe teme de justiție, convocat de șeful statului. Peste 80% dintre cei care și-au exprimat opțiunea la consultarea populară au răspuns că sunt de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție și cu interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și organizării judiciare. Prezența la referendum în țară a fost de peste 41%, fiind depășit pragul minim necesar validării referendumului. Președintele Klaus Iohannis a declarat luni că românii au dat un vot pro-european într-o țară în care hoții și infractorii stau la pușcărie. El a chemat partidele la consultări în vederea modificării legislației după ce referendumul pe teme de justiție a trecut prin votul a 6,5 milioane de cetățeni. Învinsă la urne, stânga a fost decapitată în instanță. Fostul om forte al coaliției guvernamentale, Liviu Dragnea, a fost încarcerat luni seară după ce a fost condamnat de instanța supremă la închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Lider al PSD și președinte al Camerei Deputaților, Dragnea a primit la Înalta Curte de Casație și Justiție 3 ani și 6 luni de detenție pentru instigare la abuz în serviciu. În perioada în care era președinte al Consiliului Județean Telorman, el a dispus menținerea ilegală în funcția a doua angajată ale Direcției de Asistență Socială, în condițiile în care acestea nu s-au prezentat la serviciu și nici nu au prestat vreuna dintre activitățile înscrise în contractul lor de muncă, ci și-au desfășurat activitatea exclusiv la sediul organizației locale PSD. Anterior, Dragnea fusese condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă electorală la referendumul din 2012 privind demiterea fostului președinte Traian Băsescu. Președintele executiv al PSD, premierul Viorica Dăncilă, va conduce interimar partidul până la congresul extraordinar. Deși considerată o fidelă a lui Dragnea, ea i-a recuperat la vârf pe unii dintre contestatarii acestuia și l-a înlocuit pe impopularul secretar general Codrin Ștefănescu. De asemenea, Camera Deputaților, în continuare dominată de majoritatea PSD-ALDE, și-a ales un nou președinte în persoana social-democratului Marcel Ciolacu. Fondat și condus de fostul internațional Gheorghe Hagi, Viitorul Constanța a cucerit în premieră Cupa României la fotbal în urma victoriei obținute pe teren neutru în fața echipei Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 după prelungiri.
În campionat, CFR Cluj a câștigat un nou titlu, al cincilea din istorie și al doilea consecutiv. Clujenii au fost urmați pe podium de FCSB și de Viitorul. Sport la Radio România Internațional. Sportivii români au cucerit o medalie de aur, una de argint și trei de bronz la cea de-a 11-a ediție a campionatelor europene de gimnastică aerobică de la Baku din Azerbaidjan. Aurul a fost obținut la grup, unde Andreea Bogati, Dacian Barna, Gabriel Boxer, Mihai Popa și Marian Broței au obținut 22,233 de puncte, România fiind urmată de Bulgaria 22,111 puncte și de Rusia 22,1 puncte. România a cucerit argintul în trecerea pe echipe, pe primul loc clasându-se echipa Rusiei, iar pe locul 3 echipa Ungariei. În finala de la dans aerobic, România a luat bronzul cu 17,4 puncte, devansată de Azerbaidjan 17,8 puncte și Rusia 17,75 de puncte. La pereg mixte, Andreea Bogati și Dacian Barna au cucerit bronzul cu 21,75 de puncte, devansați de Ungaria 22,3 puncte și Turcia 21,9 puncte. Sandra Dincă și Mihai Popa au terminat pe locul 6 cu 21,15 puncte. La trio, Andreea Bogati, Marian Broței și Mihai Popa au terminat pe locul 3 cu 22,133 de puncte. Ungaria a ocupat primul loc cu 22,411 puncte, iar Rusia locul secund cu 22,366 puncte. În paralel, la Baku s-au disputat și europenele de gimnastică aerobică pentru juniori. România a încheiat cu un total de 5 medalii, dintre care 3 de argint și 2 de bronz. FC Viitorul Constanța a cucerit în premieră Cupa României la fotbal în urma victoriei obținute în meciul cu Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 după prelungiri în finala jucată sâmbătă seară la Ploiești. Astra a deschis scorul prin Denis Alibec în minutul 41, dar Viitorul a egalat în repriza secundă prin Virgil Ghiță în minutul 76. Golul victoriei a fost înscris de brazilianul Eric de Oliveira la finalul primei reprize de prelungiri. Pentru acest meci, antrenorul Gheorghe Hagi a folosit numai puțin de 6 jucători sub 21 de ani. Victoria în finala Cupei României asigură echipei Viitorul Constanța, locul 3 în campionat, calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Europa, unde mai sunt calificate în primul tur preliminar FCSB, ocupanta locului secund în campionat, și Universitatea Craiova, locul 4 în campionat. În play-out-ul campionatului de fotbal al României, unde lupta se dă pentru evitarea retrogradării, duminică s-au disputat două meciuri din penultima etapă, Dunărea Călăraș Gazmeta Media 0-1 și Concordia Chiajna cu Politehnica Iași 4-1. Luni sunt programate întâlnirile FC Voluntar, FC Hermannstadt Sibiu și FC Botoșan cu Dinamo București. Ultima clasată din play-out, Concordia Chiajna cu 19 puncte, este matematic retrogradată. Pe locul 7 de retrogradare este FC Hermannstadt cu 24 de puncte, iar pe locul 6, care trimite ocupanta acestuia la un meci de baraj cu echipa clasată pe locul al treilea în Liga a doua, se află Dunărea Călăraș cu 25 de puncte. În pericol de retrogradare mai este și ocupanta locului 5, FC Voluntar, care are 27 de puncte. CSM Știința Baia Mare a câștigat titlul de campioană a României la rugby după ce a învins-o pe CSEA București cu scorul de 24-22 sâmbătă în finala Superligii jucată la Bârlat. CSM Știința Baia Mare a câștigat al șaselea titlu de campioană, precedentul fiind adjudecat în 2014. De cealaltă parte, CSA Steaua București a câștigat ultimul titlu în 2006, dar a reușit să ajungă în ultimul act al competiției în acest an după o așteptare de numai puțin de 8 ani. Câteva anunțuri comunitare. Asociația Revista Speranța, în colaborare cu bisericile creștine, baptiste și penticostale din Melbourne, organizează o expoziție de prăjituri cu vânzare. Scopul acestei acțiuni este de a veni în sprijinul misiunii Asociația Bucuria Copiilor din România, care a fost prezentată de sora Lidia Recheșan, cu ocazia vizitelor făcute în bisericile românești din Australia. Expoziția de prăjituri va avea loc sâmbătă, 8 iunie 2019, la prima biserică baptistă română din Melbourne, 139-149 Rima Boulevard, la ora 5 p.m. Întreaga sumă obținută din vânzarea de prăjituri va fi donată misiunii
Asociația Bucuria Copiilor. Invităm pe oricine dorește să participe la acest eveniment să pregătească și să aducă prăjituri, torturi, etc., care vor fi expuse spre vânzare. Vă rugăm să susțineți această acțiune atât ca participante cât și cumpărătoare. Detalii: Ana Ciortuz, telefon 0435 911 265 sau Aneta Oprănescu, telefon 0402 923 268. Emisiunile noastre pot fi găsite pe internet timp de 3-4 săptămâni, pentru cei interesați să le reasculte. Mulțumesc! Z este un post de radio comunitar care se bazează pe voluntari. Avem nevoie de abonamentul dumneavoastră pentru a rămâne pe undele radio. Susțineți postul 3Z și programul în limba română devenind membru pentru $15 preț întreg sau $10 reducere. Abonamentul dumneavoastră pe 12 luni va mai ține în viață acest program pentru încă un an. Fără abonamentul dumneavoastră, acest program nu va mai putea fi difuzat. Dacă deveniți membri, vom continua să vă transmitem știri comunitare, informații și divertisment. De aceea vă rugăm să ne ajutați prin a deveni membri. Sunați-ne la 9415-1923. Repet, 9415-1923. Radio România Internațional. Mijloace de comunicare în masă, ziarul, radioul, televiziunea, în ordinea cronologică a apariției lor în viața noastră socială. Dar nu întotdeauna ce ajunge să se difuzeze în masă este și cea mai valoroasă informație. Dincolo, firește, de multe abuzuri, uneori esențele, simple și sincere, necesare readucerii la matca gândirii naturale, normale, personale, se ascund și într-un tiraj de nișă, de pildă. Cu înțelegerea acestui fapt, am inițiat și noi, Mihaela Dincă Băjănaru și Roxana Iurgulescu-Bandrabur, un demers de cunoaștere a unor mere pădurețe, culese de bentodică. Da, acel coleg de breaslă din 1994, realizator de emisiuni în limba română la Radio TZZ din Melbourne, pe frecvența 92,3 FM, cel mai mare post de radio comunitar etnic din Australia, totodată autor de cărți și filme documentare, stabilit la antipozi de vreo 40 de ani, cunoscător de oameni și de lume. Unda românească. Așadar, bentodică, un prieten al emisiunilor Radio România Internațional de ani de zile, ca român din Australia, niciodată desprins de România, veșnic preocupat de istoria și devenirea noastră ca neam, legat în punctele sale vitale de limbă, de tradiții, de spiritualitate. În ultima vreme, din păcate, mult alterate de mentalități noi și străine acestui spațiu, un om care și-a croit reperele observând lumea în locuri diverse, cu sensibilitate și rațiune. Ei bine, de curând, relativ, bentodică și-a găsit perechea, sau pe alocuri, nașul, în gândirea asupra lumii pusă în pagini de carte. Un alt român care trăiește de viață, ajunsă la 7 decenii, în mijlocul satului românesc, de unde vede în jurul său cum trec și se petrec toți și toate. Atrasă de ineditul intersectării lumilor în fel și chip, îi spunem bun revenit pe frecvențele Radio România Internațional lui bentodică întâi. Bine v-am găsit, stimate domnițe, Mihaela Dincă și Roxana Iorgulescu și dragi ascultători ai postului de Radio România Internațional. Și întrebăm firesc, Ben, ce a făcut ca un român plecat de aproape 4 decenii în Australia, pe numele său complet Ben Todică, și unul din România, Pavel Rătundeanu Ferghete, să se întâlnească, niciodată față în față încă, dar de nenumărate ori la 15.000 de kilometri distanță și așa să lase moștenire niște mere pădurețe celor dornici de schimburi de idei și nu numai. La anul vor fi 40 de ani de când am plecat din România și sigur că nu mi-am găsit locul în străinătate călătorind prin 18-19 țări și încercând să-mi alin dorul, l-am întâlnit pe Pavel Rătundeanu, eu având
blogul în care publicam poezii și diferite articole. L-am cunoscut prin poeziile pe care dânsul mi le-a trimis, văzând cât de aproape este de sufletul meu, de România, în felul cum descrie și cum prezintă poeziile lui și amintirile lui din copilărie, mi s-au părut ca un câmp necosit, proaspăt, înflorit, cu tot felul de floricele, albastre, roșii, câte un mac colo, mai câte o furnică sau un șoricel, un iepuraș, câteodată o coasă trecând. Și am început să mă apropii ca să-mi alind dorul și să trăiesc și eu în România prin el, pentru că era o fereastră atât de bine deschisă. Și în felul ăsta ne-am cunoscut și am adunat materiale pentru 4 cărți acum. Sigur, prima fiind Căutând după mere și a doua pe care am lansat-o acum, Mere Pădurețe, volumul 1, mai urmează încă 2 volume. Căutând după mere am lansat-o și la editura Glob din Uniunea Europeană, cu o diferită copertă. Căutând după mere aș vrea să mulțumesc celor care au colaborat la realizarea acestei cărți. Coperta a fost realizată de mine și tehnoredactor Constanța Doina Spilca, consilier editorial Vasilica Grigoraș, foarte important personaj în realizarea acestor cărți, toate apărute în colecția Spiritualitatea Românească de Pretutindeni, inițiată de mine. Această carte e un miracol, pentru că de obicei cărțile se scriu cu un început, un mijloc și un sfârșit. Această carte este exact ca și câmpul necosit. Pulsează, la fiecare pagină este un început, un mijloc și un sfârșit în care fiecare persoană se poate regăsi. Cartea nu a fost scrisă doar de mine și de Pavel, a contribuit și destinul, divinul. În ce sens? Când ne-am cunoscut, Pavel era un om vesel, cu o soție frumoasă, eu eram tot așa vesel, lucram în compania mea. Pe timpul cărții ce se întâmplă? Eu am avut un accident și un an jumate am fost și acum sunt încă sub tratament, iar pe parcursul acestei corespondențe, soția lui Pavel pleacă dintre noi. Toate aceste legături și schimbarea asta, pot să o numesc o carte vie, această schimbare a participat la scrierea acestei cărți. În corespondența noastră, aflând despre Pavel că este și un culegător de proverbe și cântări despre sat și despre tradițiile populare, cartea asta o pot compara cu niște rugi, cu niște bocete, cu niște strigăte de bucurie și de durere pe parcursul acestor 2 ani de zile în care ni s-au întâmplat toate lucrurile astea. Iar corespondența dintre noi a fost ca un fel de confesiune, ca un fel de consolare unul altuia și datorită limbajului pe care el îl folosește atât de natural, poți să regăsești trăirea întregii țări, respirația întregii României o găsești în ea, dar nu numai a României de astăzi, cu stările prin care trece, dar și a trecutului. În toate aceste strigăte și cântări, în dialogul nostru, pătrundem în istorie, în trecut, în străbunicii noștri, în istoria care am cunoscut-o a lor și în istoria bunicilor și a părinților noștri. Și de asta am găsit-o extraordinar de vie și de vindecătoare această carte. De altfel, Ben, cele peste 300 de pagini ale cărții cuprind 10 capitole Mere Pădurețe, iar dacă le vom citi, vor înțelege și ascultătorii că, într-adevăr, limbajul este foarte important și ideea aceasta de a culege idei, esențe din lumea noastră tradițională se regăsește acolo. Primul capitol, Festivalul Cucului versus Tradiție Strămoșească. Cel de-al doilea, Nevoia ne învață să trecem orice hop. Cu rugăciunea pe firul vieții. Vica a plecat la Domnul. Uneori lucrurile intră cu încetinitorul în albia normalității. Cât trăim, învățăm și tot neînvățați murim. Unde sunt reperele morale de la sat? Altădată, prin ulița satului de deam în livada raiului. Dumnezeu ține omul bun, chiar dacă îl încearcă. Omul e om după strai de soare și plai. Deci vedeți dumneavoastră, în cărțile care sunt făcute profesionist, sunt niște criterii care sunt urmărite, sunt scrise de profesioniști care sunt conduși frumos pe o cale profesionistă, pe o cale, un standard stabilit de țară, de guvern, de ceva mai rigid, noștri. Da. Ori această carte este scrisă natural, fără aceste conduceri, o carte care nu este cenzurată, să zicem, profesional, iar datorită acestor înflorituri,
care sunt în vocabularul lui, această carte primește un caracter deosebit. Și în această carte fiecare cititor se regăsește în ea și își regăsește trecutul și părinții. Chiar în subconștient, că această carte, în intențiile noastre, în dialogul nostru, s-a transmis și subconștientul fără să ne dăm seama prin emoțiile pe care le-am exprimat unul altuia. Și de asta o găsesc extraordinar de nou, un tip nou de carte, care este probabil mai adaptat generațiilor de astăzi care nu au răbdare să stea să citească un roman de 350 de pagini, cum e asta, și poate să o citească și pagină cu pagină și să oprească și să o ieie și să o înceapă de oriunde și de fiecare dată va găsi ceva extraordinar de interesant în această carte. Și lucruri de entertainment și lucruri de educație, de profunzime, și de identitate, de a se identifica cu ea și a-și cunoaște și părinții mai bine. Ben Todică, îți propunem să ne întâlnim chiar acum cu Pavel Rătundeanu Ferghete pentru a dezvolta ceea ce tu deja ai început prin conturul volumului Mere Pădurețe și să reluăm dialogul nostru după aceea. Radio România Internațional, radioul tău de acasă. Femei sunt multe în lumea asta mare, frumoase ca seninul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-ți dulci ca o clipită de păcat. De-mi place o brună cu ochii dejerate în focul căror inima mă topesc. Apare o blondă cu surâs sălbate și nu mai știu pe care să o iubesc. Iubesc femeia de tot nebună, femeia brună, cu ochii negri de foc. Dar și pe aceea, cu ochii verzi ca mara, îmbrățișarea ei mă-mbată pe loc. Blonda sau bruna, îmi e tot una, deopotrivă le iubesc, deopotrivă le doresc. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, doar prin ea o bruna, îmi e tot una, deopotrivă le iubesc, deopotrivă le doresc. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, doar prin ea o găsesc. Pavel Rătundeanu Ferghete,
un al doilea român care a rămas acasă și a trăit aici formările și transformările nu doar ale satului românesc, în care a fost tehnician veterinar o viață, ci și ale poporului român și le-a transformat la rândul într-o respirație indispensabilă sieși. A simțit nevoia de a le inspira în ființa sa și a le expira în scris, pentru propria adevărată trăire și pentru cei ce vor veni și vor dori să ia seamă ca generații pe pământul străbunilor noștri comuni. Și din Ciubâncuța de pe lângă Cluj-Napoca ni se alătură tot pe cale telefonică domnul Ferghete. Bun venit! Mulțumesc mult pentru invitație și pentru faptul că mă apropiați mai mult de Bento Dică din Australia. Prietenul meu care, eu aș zice că e de o viață, cu toate că fizic nu l-am cunoscut niciodată. Dar ați împărțit totul ca într-o viață, condensat așa în câteva sute de pagini. Vreo 300 e drept deocamdată, nu plus 300, cele dinainte. Da. Nu 300, că vreo 6 sau și mai multe, pentru că și poezia, două volume, tot el mi le-a păstrat, pentru că eu de pe telefon n-aveam cum să mi le dosariez. Așadar... Nădejdea Fânexului. Așadar, exact, autor deja de cărți de colinde, de balade, cărți pentru copii, poeme și proză, sub acest titlu Nădejdea Fânexului, de care tocmai pomeneați, această colaborare cu Bento Dică a dus lucrurile cumva la un alt nivel și într-un alt gen cel mai recent, greu de încadrat cumva, dialog, versuri. Cum a fost, domnule Ferghete, pentru dumneavoastră această experiență? Cum să zic, o îmbărbătare, o rămânere mai departe acasă, chiar dacă soția o mai văd pe Vica prin casă, că viața cu Hristos ne fu cum nu fu alta mai frumoasă, mai ca la noi, mai luminoasă, mai mănoasă, prin munca cu sapa, la sapă, în hotar cu talanții înmulțiți în har, ca să devin alături de săranca și harnica Vica la părăul mărului, pe valea Osoliu, pe dos, la nadă, în cânte cu unealta lovită sau zdrobită de os, ca să doinească. Acum scriu într-una, că asta e viața. Eu, ca floarea soarelui, mă întorc tot mereu către soare și nu mă smulg din rădăcinile neamului, că n-am cum, că aceste rădăcini sunt de stejar. Un stejar care crește acolo în Ciubâncuța. Deși Ciubâncuța nu este satul meu natal, că sunt Petru Almașului, Sălajul e și Aghireș Fabrici, dar în cărțile mele vor vedea cititorii ce și cum, dacă vor avea curiozitatea să vadă și stilul cum scriu și felul cum exprim în termeni populari simțirea asta mare românească, simțirea asta mioritică, pentru că e un mioritic în noi, chiar și în Ben și în mine, chiar dacă eu depărtat de peste 15.000 de kilometri. Datorită lui eu m-am remarcat, chiar dacă cei din Transilvania nu vor să mă recunoască ca scriitor. Însă cei din Sud, revista Bogdania sau altele, mă publică. Eu am încercat în Cluj și am fost respins ca și amator, deși nu e adevărat. Amatorii devin profesioniști. Exersând ca un sportiv, făcând antrenament, poți deveni cineva. Și mai ales, domnule Ferghete, mușcând din mărul cunoașterii, cum se vede lumea într-un sat românesc din Ardeal astăzi? Cam greu se vede situația, pentru că țăranii s-au împuținat datorită faptului că s-au dus la cele veșnice și ca un bătrânit, pur și simplu. Cei bătrâni nu mai lucră, nu mai privesc mălaiul, nu mai îl sapă bărbații, nu mai cosesc iarba și a paște doar vitele sau oile nu e îndeajuns, pentru că vine iarna ca și o lebădă mută, viscolită de blaga sau de veșnicia, darul care prin el ni l-a dat Dumnezeu, cu toate că Eminescu e mai aproape cu ce are el în fire, cu toate că au vrut Osamă, Pataperici și alți să-l ducă în debarat, pentru că fără Eminescu școlile ar fi nule, n-ar avea o esență, n-ar avea acea reformă cu care se tot laudă,
miniștri învățământului, că nu se mai învață cum s-a învățat în școlile românești. Îi doar o fugă, soția zicea, nu nici de rugă, nici de fugă. Domnule Ferghete, dacă da, bătrânii prin legea firii se duc, totuși tinerii de acolo, din satul Ardelenesc, unde sunt, ce fac? Tinerii nu revin acasă. Condițiile sunt grele pentru că n-au nici în fire acea practică de a se gospodări, cum n-au nici cei din conducerea statului nostru. Deci ei, și dacă ar veni, nu reușesc să facă față lucrurilor. Pentru că trebuie să fii foarte harnic și să nu cedezi, să nu abandonezi la cea mai mică greutate, că transpiri, că obosești. Trebuie să ai o fire foarte vitează, să ai curajul spărgătorilor de bănci ca să mergi mai departe. Dar spuneți să vină, de unde anume să vină tinerii în sat? Din oraș sau chiar din străinătate, pentru că în străinătate s-au înmolit în acel noroi și acea slugă la derogă și slujesc altora, nu țării, nu dulceții care există în țară. Că în țară este o dulceață, o bunătate, dar ei au fugit de această bunătate, de această armonie, simetrie, adevăr. Pentru că s-au speriat că nu vor reuși să-și întrețină o familie, deși nu e adevărat. În țară pot să trăiască, îi drept mai cu greu, să-și conducă familia și să-și o cârmuiască până la cele veșnice. Prin mere pădurețe, de fapt, așa cum spunea și Mihaela ceva mai devreme, inspirați, adunați observații, adunați reflexii, adunați chiar informații pe care le puneți, iată, în paginile unei cărți, dedicate cui? Cine ar trebui să ia de acolo cunoașterea? Tineretul, că el nu cunoaște, el nu a fost educat și instruit să meargă mai departe, să aibă acea moralitate despre care tot se vorbește, dar se vorbește formal, pentru că nimic nu-i profund, nimic nu-i dragoste și dor. Ei, cei plecați, mai ales că au văzut ce înseamnă dorul de țară, de ai lor, că nu se poate să n-aibă un drag de rădăcini, de cei care îs aici, pentru că țăranul nu s-o despățit de glie, chiar dacă au mai murit dintre ei. Ei au rămas, dar fără ajutorul lor nu se mai poate face nimic. Nu că m-aș plânge, nu că ar fi o lacrimă, că Iisus și Eminescu doar au plâns cu lacrimi de foc, că țara e fărimițată ca și cubul, ciobită ca și cubul lui Nichita Stănescu. Țara trebuie din nou făcută și adusă în baremul și în dimensiunile ei. Că fără aceste dimensiuni, România nu că va pierde, dar va fi mai multă altora. Deci noi trebuie să luptăm ca să nu o fărămițăm și mai mult. Și prin limbă, și prin ceea ce noi existăm și ceea ce înseamnă esența noastră. Dar, domnule Ferghete, mă întrebam, pentru că viața dumneavoastră v-ați petrecut-o printre necuvântătoare, fiind tehnician veterinar, nu cumva și această profesie v-a ajutat să înțelegeți ideea întregului? Ba da, m-a ajutat să văd moralitatea. Adică la unele animale o trebuie să măr noaptea, dar nimeni nu au văzut asta ca să mă recunosc și eu în pensie. Dar nu asta contează. Contează să trecem peste anumite inerții sau incidente, pentru că oricând, în orice viață, este și greu. Fără greu și transpirație nu putem fi ceea ce trebuie să fim. Și ce trebuie să fim, domnule Pavel Rătundeanu Ferghete? Oameni între oameni, pentru oameni, să ne îmbrăcăm în haina luminii. Că fără a ne îmbrăca în haina luminii, în darul care ne-l a dat Dumnezeu, nu suntem nimic. Pentru că e un dar ce ne-a dat Dumnezeu. Dumnezeu chiar aici pe pământ ne-a dat veșnicia, dar noi nu o înțelegem. Ne cuceriți pas cu pas emoțiile, ne subjugați cumva, domnule Pavel Rătundeanu Ferghete. O să vedeți mai mult în cărțile mele, în romanele care continuu să le scriu cu Ben, prin corespondență. Eu o scriu doar pe telefon, dar n-am fost de Mihaela
crezut. Eu n-am calculat. V-am crezut, nu mi-a venit să cred că este posibil așa ceva, să scrie o carte de sute de pagini, ba chiar pentru două, tastând pe telefon. Eu publicând Iisus dreptul la veșnicie și o altfel de cântare a cântărilor, m-a costat la editură foarte mult pentru testare, pentru redactare, tehnoredactare. Așa că m-am silit, m-am cumpărat chiar cu sărăcia mea un telefon și acum mi s-a propus de către Irina Petraș, filiala Cluj a Uniunii Scriitor, președinte ca titulară, mi-a propus ca anul ăsta să mă duc să-mi fac cerere pentru a intra în Uniunea Scriitorului. Că după 400 de ani am început doar cu, vă dați seama, cu 650 de lei. Aia nu-i pensia, cu aia nu poți trăi, cu aia nu poți să-ți plătești cărțile care ți se publică. Și să-ți mai duci și traiul de zi cu zi. Aveți însă noroc că în jurul dumneavoastră sunt 4 copii, dintre care fiica dumneavoastră chiar locuiește cu dumneavoastră, unul dintre copii este în străinătate, în Spania. Ceilalți sunt Cluj, dar săptămână de săptămână, chiar dacă-s vitreci, eu nu-i consider vitreci, vin să mă vadă, vin să-mi aducă câte ceva de aleguri. Că altfel, cum mi-aș plăti eu cărțile la editura Citec pentru colți, pentru pixuri și restul? Sigur că plătesc. Dar eu nu m-am uitat la asta, că o pasiune, când e pasiune cu adevărat, cheltui. Că nimic în viața asta nu se face fără cheltuială. Nimeni nu-ți face de pomană. Sunt și oameni a căror prezență a aprins întotdeauna lumina în sufletul dumneavoastră. Am mai fost corespondent la Radio Cluj sub îndrumarea lui Lucia Stana Sevianu, care a fost premiată ca cel mai bun reporter într-un an oarecare. Și nu aș vrea să omit pe Alex Ștefănescu Bârda, din Bârda Medin, acel preot care mi-a publicat 5 volume de folclor, colinde din Transilvania și balade din Transilvania. Și nu voi uita pe Mihai Duțescu, care a scris despre mine și eu, corespondând cu Flacăra, cu Alex Ștefănescu, el s-a străduit să-mi răspundă, dar nu mi-a răspuns la mașina de scris. Și aș vrea prin dumneavoastră să ajungă la apelul să-mi răspundă și să-mi facă cronici la cărți. Pentru că fără o cronică de un profesionist, cronici făcute două încă la o carte de un profesionist, eu nu pot intra ca membru în Uniunea Scriitorilor. Domnule Ferghete, să facem și o precizare, pentru că ați spus copiii vitregi, ei sunt ai soției dumneavoastră, Vica, iar soția vă ocrotește acum din ceruri. Din ceruri, că e plecată la Domnul. Vica mă păzește și mă ambiționează să scriu în numele ei, că eu n-am putut să onorez promisiunea mea, că i-am promis, crede-mă, doamna Roxana, i-am promis că eu cu scrisul meu voi reuși să ies din sărăcie, dar n-am reușit cât o trăit e. Îți spunem bună ziua în limba ta. Îți dezvăluim România în limba ta. Radio România Internațional, aproape totul despre România. Dar poate mai departe, cine știe, și chiar pregătiți alte cărți, înțeleg da, eu. Da, scriu în continuare, dar m-am gândit că măcar acum, după ce nu mai este ea, să reușesc, in memoriam, să public cărți care să aducă în casă un leu. De altfel, dumneavoastră, totuși i-ați dedicat această carte Mere Pădurețe Vică. Și al doilea volum, Nădejdea Fânețului, că ea deja plecase. Da, dar n-are nicio importanță asta, dacă în casă nu vine o facilitate, o eficacitate nu-i prin cărțile astea, ca să dovedesc cerului, dacă la altcineva nu pot dovedi, că în România este acea dreptate. Ce mai pregătiți, domnule Ferghete? Ce aveți în lucru? Eu într-una scriu poezii cum vin. Haideți să auzim câteva versuri semnate de Pavel Rătundeanu Ferghete la final. Eu deplâng situația țăranului român și situația României profunde și mari, care nu e mare, integrală, morală. E vorba să vă responsabilizați și e vorba de artist al lui Adrian Păunescu,
că iubire, Dumnezeu fericire e, manifest pentru sănătatea pământului. Vorba poetului pe altarul soarelui, sânge din sângele neamului, chiar și în Bucegi și în munții părinți, în munții înalți, mamuți, nu știu dacă înțelegi, culegi pentru legi, că între oameni așezați pe munții cu oameni de caracter, unde și eu trăiesc artistic și pragmatic sub cer, ca Isa, Iisus, în Carpați, în plină formă, inițiat și luminat, aur cenușiu strecurat, într-o binecuvântare a lumii. Omul de Dumnezeu cuvânt, lumii lumină a fost dat, ca din păcat să fim salvați. Iisus a fost martirizat, crucificat pentru asta. Prostiei nu vă prosternați, în fața lenei nu vă îngenunchiați, nu abandonați, ci fapte bune plantați, și planeta de globalizare salvați. Eu am citit din caiet și eu cum îți paralizat de două ori în obștii la mâna dreaptă după ce a fost fracturată, vă dați seama că eu scriu așa mai scârciat, mai neortografic. E importantă esența, domnule Ferghete, mai puțin formă. Eu cred formă. Că am reușit cât de cât să citesc. Un strop de autentic dintr-un sat românesc din Ardeal, pentru că pe fundal, nu știu cât ascultătorii Radio România Internațional eu aud, scriu mai sunt aparte, și niște cocoși doamnă. Acolo. Domnule Pavel Rătundeanu Ferghete, vă mulțumim mult pentru că v-ați însoțit cu noi în această emisiune la Unda Românească Radio România da. Internațional. Românii de pretutindeni să aibă sănătate și cei care îmi scriu din Montreal, din Canada, în sfârșit, toți. Acolo-s cunoscut, dar acasă nu. Domnule Ferghete, să mai spune servus omenire, încă mulți ani vă dorim, sănătos, cu multe bucurii. Vă doresc și vouă servus și la mulți ani, cu sănătate și fericire. Transmiteți-i lui Ben sănătate și bucurii direct cu vocea mea. Poate, cine știe, curând vă veți și întâlni față în față. Va fi nemuritor, pentru că el m-a făcut ceea ce sunt, o culme, zic eu, un nume, dacă nu o culme, în cultura românească. Dragă Pavele, bine te-am găsit și mă bucur extraordinar de mult că ai intrat în contact cu Radio România Internațional și cu domnițele noastre, Mihaela Dincă și Roxana Iorgulescu. Este pentru prima dată când îți aud vocea real, niciodată nu am discutat amândoi la telefon, ne-am văzut doar prin text. Facem, doamnelor și domnilor, în căutarea și chiar îndrăznim să spunem că deja am început să culegem merele pădurețe pe frecvențele Radio România Internațional, rămânând la Ben Todică, cel care realizează emisiuni în limba română la Radio Tritriplăță din Melbourne încă din 1994 pe frecvența 92,3 FM. Puteți asculta această emisiune, este cel mai mare post de radio comunitar etnic din Australia, de altfel nu este străină nici lumea televiziunii, nici lumea documentarului, a filmului, dar nu... Orice ajunge să ofere oamenilor informații și impresii până la urmă despre lumea înconjurătoare filtrate de Ben Todică prin experiența de viață în România și Australia. Ei bine, unele dintre aceste experiențe le culegem fix în chip de mere pădurețe din volumele pe care le-ai realizat împreună cu Pavel Rătundeanu Ferghete. Să ne oprim puțin
puțin la simbolul mărului, pentru că nu degeaba ați gravitat în jurul acestui simbol primordial. Este mărul lui Adam, desigur, și sunt merele, fructul divin pe care îl căutăm toată viața, nu? Și până la urmă, fructul adevărat pe care noi îl căutăm, nu-l găsim cu adevărat. De fiecare dată când gustăm, el este acru. Așadar, de aceea sunt mere pădurețe, de fapt. E o nuanță. Da, este mărul pădureț, pentru că, de fapt, ceea ce ni se dă nouă mereu sunt mere pădurețe și noi nu suntem fericiți cu ele. De asta ne lovim de greutățile astea, de mere pădurețe, mereu. Noi încercăm să găsim, ăsta este visul întregii țări, a României, întregului popor. Vrea să găsească mărul cel dulce, mărul divin. Și mereu ne lovim de mere pădurețe. Ăștia ne aruncă noi cu mere pădurețe, înțelegi? Este soarta, este viața care aruncă noi așa, asta este concurența, de asta ne lovim și noi, oamenii mai simpli, mai de la țară, români cinstiți, care sunt mai naivi și mai încrezători, săracii mereu mușcă dintr-un măr acru. La țară, acolo, într-un sat autentic românesc, se pot identifica lucruri pe care l-ai și făcut, scoțându-l la lumină. Cum spunea de altfel chiar domnul Pavel Rătundeanu Ferghete, pe acest om care a reușit să conserve autenticul, să conserve acel bun simț într-o moralitate universală care i-a permis, fără să fie neapărat umblat fizic prin lume, să filtreze foarte bine tot ceea ce îi se oferă din exterior, prin mass media, prin discursul acela de lemn. Deci, se poate, important este să vrem să rămânem în armonie cu universul și cu etica. Lucru pe care îl desprindem și din cartea voastră. Fiecare o rânduire și aia care a fost înaintea comunismului a adus suferințe și asta de acum aduce suferințe, că sunt cu milioanele. Toate ideologiile la rândul lor, asta am descoperit eu acum, că sunt ca niște fire din alea de oțel care sunt pe cercul cauciucului. Bine, iar și cum rămâi în ecuația aceasta? Cum rămâi în verticalitate, în demnitate? Chestiunea este că noi crescând în natură, că asta se caută acum globalizarea, deci vor să scoată din cap oamenilor tradiția și cultura, naționalismul. Deci eu nu pot să renunț, cum să renunț la mine care am crescut în natură, că la noi comunismul n-a fost așa de rău încât să reziste și să ne caute peste tot. Atâta timp cât ei te-au pus în linie, tu ți-ai văzut de treburile tale și ai crescut liber cu natura. Deci noi am fost crescuți de natură, de România, de Carpați, de zona aia noastră și noi suntem naturali. De asta rezistăm așa de bine. Cei care vor să introducă globalizarea, sigur că au o forță și o dorință diabolică să ne uniformizeze pe toți. Generația noastră care am trăit în comunism a fost extraordinar de bine emancipați literar. Am citit o grămadă de cărți, ne-am educat și cinematografic și artistic și în teatre. Deci am devenit extraordinar de elevați cultural, cum ar veni. Și foarte simplu identificăm și știm să punem punctul pe rău. Și de asta se așteaptă ca generația noastră bătrână să treacă și să iei pe cei noi care nu mai știu nimic, pentru că școlile au fost reduse ca și conținut, ca esență educativă, nu? Chestii simple și ei nu mai sunt capabili să mai reacționeze, să-și apere folclorul, să-și apere tradițiile, să-și apere istoria. Noi suntem capabili să privim cei care am trăit în perioada noastră și ne-am educat fără ca sistemul comunist să-și dea seama de ce facem noi. Pentru că ideologia comunistă a fost una organizată de călăi din ăștia needucați care n-au avut capacitatea de a intra în sufletul poporului. Iar poporul și-a cărat încet tradiția și istoria prin cântările și prin credința lui. Vreau să zic că la noi în România, în comunism, a fost mult mai multă credință în Dumnezeu în casele oamenilor particulare decât este în capitalism aici, unde în această democrație este o formă de business. Așa am simțit-o eu, asta este experiența mea care o am aici în Occident. Prin urmare, Ben, mere pădurețe este totuși un exercițiu și mai mult decât un exercițiu de istorie, etnografie, conservare a tot ceea ce înseamnă valoarea noastră românească. Dar bineînțeles, a strecurat prin aici ceea ce este și stilul ăsta de carte și ce conțin aceste cărți este exact ceea ce fac arheologii care se duc la piramide și iau molozul ăla, grămizile alea de nisip și le trec prin site și încep să culeagă din el tot felul de cioburi, de bucățele de nemetale, de aur, de orice și deci găsesc nestemate. Așa este în cartea asta și fiecare și le găsește pentru că e făcută în așa fel încât fiecare cititor
academic, ori ultimul analfabet din ultimul sat, dacă o citește, el se conectează cu ea automat, este ca un pământ fertil, dintr-o gospodărie extraordinar de plină cu animale și un pământ bogat, și prinde rădăcini în el automat, prinde rădăcini în istorie, în tradiție, în cultura națiunii noastre. Radio România Internațional, radioul tău de acasă. Dialogul nostru, permite-ne să cităm din textul domnului profesor Dan Șalapa. Cităm câteva idei revelatoare în privința acestui volum ce astăzi a făcut nucleul emisiunii Unda Românească la Radio România Internațional. Mărul și pădurea, omul și natura, iată cele patru coordonate pe care dialogul Bentodică Pavel Rătundeanu Ferghete se desfășoară. Prin urmare, mărul primordial se diferențiază de mărul pădureț exact prin faptul că primul are în el ispita, atracția spre viitorul păcat, pe când cel pădureț, al lui Pavel Rătundeanu Ferghete și Bentodică, este descărcat de această capcană. El este curat, neîntinat, el se oferă generos oricui, fără vreo selecție a beneficiarului, ca să spunem așa, înspre un scop final ocult. Mere pădurețe este și un excelent glosar de trăiri patriotice, un index al sentimentelor păstrate cu sfințenie și exprimate ritualic, cu evlavie, ca într-o procesiune mănăstirească. Patriarh al vieții tradiționale, păstrător al valorilor mai vechi, civilizații românești, de esență tracodacică, plină de parfumul unui arhaism cu accente moderne moderate, Pavel Rătundeanu Ferghete umple carafa literaturii contemporane alături de confratele său, scriitorul și jurnalistul Bentodică, cu o licoare aromată puternică, rară și din care cu cât sorbi, îi apare că se înmulțește. Este un miracol cultural de care puține scrieri se bucură în istoria literelor românești de mai alt veac și mai de acu. Astfel, cartea aceasta, subintitulată Dialog, este un mesaj
ferm și apăsat despre viață și despre moarte, despre credință, țară și neam, despre iubire și destin și despre multe altele, toate contopite într-un mesaj lansat acum, la început de mileniu al doilea, dar cu răzbatere spre un totdeauna negreșit. Da, îi mulțumesc domnului Dan Șalapa. Scrie extraordinar de frumos, îi rămânem îndatorați amândoi și sper să continuăm și în viitoarele noastre cărți să avem un dialog frumos cu domnia sa. Nu am putut să stau cu mâinile în sân la ceea ce se întâmplă cu limba română și cu tradițiile și cultura noastră. Bento, adică aceste mere pădurețe, deocamdată într-un prim volum din 3, încearcă să aducă la lumină ce este mai valoros din ceea ce înseamnă România și a fi român, fără să pui doar vorbe mari în alte vorbe mari, dar tu încerci să faci același lucru și prin alte mijloace, și pe blogul tău și la emisiunea de la Radio TZ Melbourne, Australia. Doamnelor și domnilor, în spiritul gândirii de sine, în spiritul cunoașterii și autocunoașterii, în spiritul conștientizării faptului că suntem cu toții câte o părticică a întregului, Mihaela Dincă Băjănaru și Roxana Iorgulescu Bandrabur, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc www.rri.ro, pagina cu și despre viața românească, oriunde este ea trăită. Dragi ascultători, iată ne-a ajuns la sfârșitul emisiunii. Să auzim numai de bine. La revedere!